Vă prezentăm viziunea noastră asupra implementării drepturilor copiilor în România și adevărul din spatele cuvintelor. Ce-ți trebuie ție să știi despre drepturi? Dacă nu mă informam singur, nu știam ce drepturi am. Lasă adulții să ia deciziile. Suntem auziți, dar nu ascultați. Ce-ți trebuie ție mai mult de 8 clase? Părinții mei nu vor să mă lase să mă duc la liceu. Dacă vrei să plângi, îți dau eu un motiv. Vreau să fiu protejat atunci când sunt în pericol. Copii, azi facem matematică în ora de sport. Cum să fac sport dacă nu am unde? Du-te înapoi de unde ai venit! Fiind copil ucrainean, aud des că nu am ce căuta în România. Cum adică încălzire globală? Afară ninge! Planeta noastră mare și România nu face nimic. Nu m-a învățat nimeni tehnologia voastră! Lipsa cunoștințelor profesorilor a îngreunat digitalizarea. Suntem vocea 55.000 de copii din România care au fost consultați cu privire la drepturile lor. Este vorba despre viața noastră și vrem să fim ascultați.